Recent nu ați exclus o guvernare PNL-PSD, au fost niște declarații care au stârnit așa reacții în Partidul Social Democrat, chiar domnul Marcel Ciolacu spunea că ați avut o opinie personală. Vă mențineți această părere? Eu am spus exact ce a spus și Marcel Ciolacu, că în acel răspuns la întrebare. Mi-a întrebat un jurnalist de vreo 3 ori dacă totuși dacă ar fi o criză și exclud o guvernare cu alte partide, inclusiv cu Partidul Național Liberal, și am spus că excludem în această situație și exclud orice colaborare, din mai multe puncte de vedere. Unu, pentru că ei și-au pus în cap, în program, au făcut campanie anti-PSD în loc să facă o campanie pozitivă pentru proiectul lor. Și asta este clar, nu putem fi parteneri din perspectiva asta. Noi suntem un partid de stânga, ei sunt un partid de dreapta. Nu, în acest moment, domnul Câțu încearcă mereu să-și creeze așa o imagine anti-PSD, anti-PSD-ist, deci este imposibil. Și am spus următorul lucru atunci. În cazul în care s-ar ajunge la o criză și s-ar reface ordinea, dacă președintele ar relua ordinea de la alegeri și ar da unui ministru, unui prim-ministru PSD dreptul să facă guvernul, atunci s-am putea să ne asociem și cu alte partide, inclusiv cu Partidul Național Liberal. Și dar, cu AUR. Dar în situația asta, cu AUR discutăm, pentru că asta este o chestiune care se va vedea în funcție de teme și de probleme. Problema este însă următoarea. Noi în acest moment vrem să ne facem programul singuri și am vrea să guvernăm singuri. Și nu numai că ne dorim noi puterea, pentru că, să vă spun foarte sincer, noi avem încă de lucru la propria noastră construcție. Suntem după o perioadă destul de complicată din istoria partidului. Am venit în toamna trecută, în vara trecută, în august, cu o nouă echipă, cu un nou PSD, cum spunem noi în acest moment. Am modernizat sistemul de selecție a oamenilor pentru Parlament. Am adus oameni noi, dar suntem încă la jumătatea drumului. Încercăm să aducem, chiar dacă arătăm bine în sondaje, chiar dacă ni s-a ameliorat imaginea în sondaje, avem mult de lucru. Trebuie să creăm o gardă nouă în echipa noastră, să aducem, să lucrăm, și acum ne-am apucat, cred că într-un an de zile vom termina un proiect de reconstrucție națională. Deci un proiect de dezvoltare a României, care nu există în acest moment și care lucrăm cu departamentele de la Consiliul Național, cu specialiști din afară. O să vă invităm și pe dumneavoastră atunci când o să avem pe capitole prezentări la Consiliul Național. Vrem să facem un brainstorming și cu jurnaliștii, să ne expunem dezbaterii publice la ceea ce gândim noi. Adică noi nu ne înghesuim la putere doar ca să le luăm, cum se zice, ciolanul din fasole celor care se află acum la putere. Nu ne interesează neapărat asta. Însă colaborări, am spus-o eu atunci, că asta a fost principala mea idee. Noi nu intrăm pe ușa din spate în guvern, în niciun guvern în acest moment. Nu vrem să fim a cincea roată de la căruță și nu vom accepta decât o guvernare pe care noi o conducem și cu siguranță că n-am putea să ne înțelegem cu niciunul din partidele care se află în acest moment în spectrul politic. Nici cu Ludovic Orban, că înțeleg că este bine văzut în, între votanții PSD. Ludovic Orban, dacă îi întreb pe cei de la PSD, votanții PSD, dar ei n-au nicio legătură, că nu ei votează în cadrul unui congres, dacă îi întreb pe cine ar alege, Ludovic Orban ieșea mai bine decât Florin Câțu, pentru că el vorbește tot timpul de pesediști. Vorbește că pesediștii sunt proști, sunt needucați, că noi suntem extremiști, că am distrus România. Tot deci felul. Cu Ludovic Orban se mai poate discuta. Deci, nu știu dacă... Eu nu cred că sunt egali ca distanță și Orban și Câțu. Am și vorbit în Parlament la moțiunea de cenzură despre guvernarea Orban-Câțu, pentru că îl înțeleg pe Câțu că în acest moment nu vrea să-și asume greșelile guvernării, pentru că o parte din greșeli sunt cele care vin de la guvernul Orban. De fapt, e o continuitate Orban-Câțu. Chiar dacă ei se află într-o competiție în acest moment, chiar dacă simulează multe lucruri, inclusiv unitatea partidului, avem o guvernare care continuă. Deci, corupția din perioada guvernului Orban continuă și în guvernul Câțu. Alte lucruri, lipsa de empatie socială pentru parteneri sociali, sindicate, patronate, la fel era și la Orban, așa este și aici. Deci nu sunt mari diferențe. Chiar dacă au intervenit între timp alți parteneri, că acum sunt parteneri și useriștii, useriștii au luat niște ministere importante, dar n-au reușit să-și impună unele din proiectele de program. Eu știu programul USR-ului destul de bine, pentru că sunt într-un fel și mă ocup de strategia partidului nostru. Am citit cu creionul în mână, am analizat, am făcut analize de conținut pe toate programele partidelor și a independenților și am văzut cum au renunțat useriștii progresiv la foarte multe din dorințele lor de dinainte. De exemplu, venitul minim de inserție.
era una din proiectele lor, cam de stânga, că era și, noi aveam venitul minim garantat de la PSD și vrem să-l optimizăm acum. Au renunțat după aceea și ei la proiectele legate de sistemul de salarizare, la proiectele legate de alocații și pensii, adică la multe chestiuni sociale au renunțat și am văzut acum că renunță continuu la proiecte. Deci până la noi aceeași guvernare nu ne convine niciunul. Să vină al treilea liberal în afară de Orban și Câțu. Sperăm să vină un președinte liberal mai tânăr și mai puțin orgolios și care să poată să înțeleagă participarea la proiecte politice, la prioritățile naționale. Pentru că altfel suntem două partide, unul de stânga și unul de dreapta. Am rămas partidele principale din mainstream-ul politic, ceilalți, atâta ori cât USR, vin pe turnantă, sunt partidele contrasistem care vor să distrugă actualul sistem, dar nu cred că ne vom putea înțelege cu liberalii în următorii 10 ani. Că excludeți și că... o revenire la guvernare a PSD-ului până în 2024? Sau... Asta nu exclud, pentru că s-ar putea ca aceste guverne, acest guvern să nu aibă viață lungă, s-ar putea să ajungem la o criză politică. Eu știu că acum este greu să se facă alegeri anticipate, dar s-ar putea ca la un moment dat chiar președintele României să înțeleagă, mai ales că este pe final de mandat, are al doilea mandat, mandatul în care este mandatul cu istoria și am putea asista, nu doresc asta pentru România, la o criză economică puternică, așa cum văd analizele din afară. Noi avem deja un grad de îndatorare foarte mare și noi mai putem descurca numai cu împrumuturi. Am început să distrugem mica noastră burghezie, micul nostru capitalism, să spunem, care s-a creat în ultimii ani și nu vom avea resursele, IMM-urile pierd foarte mult. Avem atâția oameni din aproape jumătate cu salariul minim pe economie.